4 și 5 decembrie au fost două zile de instruire intensă susținută de pastorul lui Stores în Târgu Mureș pentru toți cei care își doresc nu doar să citească Scriptura, ci să o predice și altora. Fratele Tores este un vechi prieten de al nostru. A ținut campanii de evangelizare în Târgu Mureș, Brașov, Mediaș și l-am invitat pentru o ocazie de instruire, având în vedere că în acest an misionar mulți laici și pastori se implică și dorim ca slujirea să fie eficientă. Ne-am bucurat de o bună prezență la instruire și consider că dânsul a fost unealtă lui Dumnezeu pentru noi cu această ocazie. Frate Tores, timp de două zile ați fost în Târgu Mureș și ați instruit oamenii, laicii și pastorii de aici din zonă în ceea ce privește împărtășirea Evangheliei. Aș vrea să vă întreb în 30 de secunde ce ați putea să transmiteți acelora care deja se ocupă cu predicarea Evangheliei și ce ați spune celor care încă n-au predicat niciodată. Le-aș spune celor care deja predică să devină mai eficienți în câștigarea de suflete. Fă tot ce poți pentru a deveni mai eficient în lucrare. Aceia dintre voi care nu ați predicat, să nu credeți că voi nu aveți darul acesta. A împărtăși nu este un dar, ci este un lucru care izvorăște din relația cu Hristos. Este o greșeală fatală să credem că salvarea sufletelor aparține doar pastorilor hirotoniți. Dumnezeu te-a chemat pe tine să câștigi suflete. A doua întrebare ar fi, care este impresia dumneavoastră cu privire la acei oameni care au participat aici timp de două zile la instruirea în privința predicării Evangheliei? Sunt entuziasmat să văd interesul din partea pastorilor și a laicilor în ceea ce privește participarea în această serie de proporții pe care o vom începe în curând. Singurul lucru pe care mi-l doresc este ca toată biserica să fi fost aici pentru ca fiecare să fie binecuvântat de împărtășirea Evangheliei altora. Secerișul este mare și lucrătorii sunt puțini. Încurajez tineretul și frățietatea din biserica noastră să ne implicăm fiecare ținând cont de darurile pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție.